prin bunăvoința lui Dumnezeu suntem la o nouă emisiune și așa cum vedeți și veți vedea în seara aceasta, suntem din nou împreună cu doi frați colegi, cu doi slujitori, cu fratele Beni Pastor. Beni, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că ți-ai făcut timp! Și cu fratele Petru Petrică Bojenescu. Mulțumesc că ai răspuns pozitiv invitației. Domnul fie slăvit, mulțumesc și eu pentru invitație. Sperăm că ați avut o zi frumoasă, o zi sub binecuvântarea lui Dumnezeu, o zi în care nu doar v-ați bucurat de ce vă oferă Dumnezeu, ci ați încercat să transmiteți binecuvântările Lui și altora. Încă o dată vă mulțumim frumos că ne primiți în casele voastre, în viața voastră. Mulțumim frumos celor care ne filmează, celor care editează materialul și ne ajută să ajungem la voi. Dumnezeu să-i binecuvinteze cu sănătate și cu tot ce au nevoie în continuare, să ne ajute și pe noi și pe voi și prin lucrarea noastră să-L slujim pe Dumnezeu. Beni, cele mai faine lucruri sunt în viitor sau în trecut? Trecutul știu cum a fost, ne bucurăm de trecut și nădăjduim și pe viitor. Să trăim frumos, spre slava Domnului, să trăim zile frumoase, binecuvântate de Domnul. Nădejdea e tot în El. Nădejdea e în Domnul și, în mod special, nădejdea vieții veșnice împreună cu El. A, acolo, sigur, o să fie mai frumos. Câți ani de slujire ai? Aproape 20 de ani. Aproape 20 de ani. Ce a fost cel mai fain în slujire? Părtășia frățească, sigur, sunt în viața bisericii, sunt evenimente care înalță sufletele noastre, înalță biserica, zidesc biserica, viața de familie. În mod special, în viața de familie, binecuvântările familiare sunt deosebite. Super, o să te întreb, nu trebuie să răspunzi la întrebare, că asta e regula, nu trebuie să răspundeți la nicio întrebare, dar asta nu înseamnă că o să vă las ușor. O să te întreb și ce a fost cel mai greu în cei 20 de ani de slujire. Ai grijă de ce spui, că se uită și membrii bisericii tale, probabil la emisiune. Petrică, câți ani de slujire? 7 cu ajutorul Domnului. 7 cu ajutorul Domnului. 7, da. Ah, deci tu ai cei 7 ani de la biserică. De la cei, da. Da. Și de la aici, aici ai început slujirea în Sălaj? A fost o slujire înainte, vreo 5 ani, ca misionar la Caraș Severin, la Domașnea. Dar a fost o slujire așa, misionar al bisericii de la Globul Craiovei. Și în ultimul an de seminar am fost într-o vizită la Cehei. Am mai fost încă una. Ai băut apă de aici? Am băut apă de aici. Nu te-ai înnecat, ci te-ai blocat aici în zonă. De obicei se spune că de la glob cine bea apă să mai duce, dar și la Cehei... Eu am băut și am mai fost, da. E aceeași regulă și la Cehei, da. Da, cam peste tot în România, că toți românii sunt smeriți și fiecare spune că izvorul lui e cel mai binecuvântat. Zi-mi un lucru frumos din cei 7 ani de slujire de aici. Din Cehei. Zic că probabil cel mai frumos a fost centenarul, o sărbătoare de vreo 3 zile, extraordinar. Vor veni fiii bisericii și din străinătate și din țară. Cred că ăsta a fost cel mai frumos eveniment. Și mare, și mare, de durată, și de durată. Fanfare, cântări, fanfare, mărturii tot, și, da, mâncare, da, din și mâncare din belșug. Da, da, părtășie, părtășie mai uns, așa, da, asta este, da, da, este frumoasă. Deci, Beni, așa, dacă nu ne-ar auzi nimeni și am fi numai noi doi, care a fost lucru mai greu, mai greu, durerea sau neîmplinirea așa care avem noi ca slujitori? Sigur că fiecare slujitor își dorește să vadă lucrarea, biserica crescând din punct de vedere spiritual, din punct de vedere numeric, își dorește să aibă biserica o viață frumoasă, trăită în sfințenie, spre slava Domnului, să fie o binecuvântare în locul unde este, însă trebuie să acceptăm realitatea. Nu iese totdeauna ca pe calculator. Pentru că dacă ne uităm în Scriptură, chiar și ucenicii, chiar și bisericile pe care le găsim în Sfânta Scriptură, înființate de Apostolul Pavel, treceau prin momente frumoase, dar treceau și prin momente mai greu, mai greu. Bine, astea le vezi după 15-20 de ani de slujire. Așa. La început vezi numai 3.000 s-au botezat la Rosalii. Așa nu ți-o trecut prin cap când ai intrat în slujire? Că noi ăștia mai bătrâni am fost varză, n-am prea făcut noi. Dacă veniți voi... Rupem tot. Da? Ați rupt sau? Da. Ați rupt, nu chiar tot, da.
așteptăm mulți noi. Dar bine, visele astea rămân totuși, dorința ca biserică. Speranța asta, dacă n-ar fi speranța asta... A, tu ești păstor la speranța. Da. Am înțeles, da. Deci dacă n-am avea speranța aceasta că lucrurile vor merge mai bine, mai bine, atunci, într-adevăr, ne-am împormolit de totul. Însă, cu nădejdea că lucrurile vor fi mai bune, cu speranța și cu credința că Domnul în continuare ne va da har, propovăduim, slujim, ne încredem în Domnul și mergem înainte. Azi pe acolo, pe la voi, pe la globul Craiovei, copiii se nășteau natural sau îi aducea barza? Se nășteau natural. Natural, bun. În ce familie te-ai născut? Ce amintiri din copilărie ai? M-am născut într-o familie de creștini baptiști. Așa. Și mama și tata. Amintirile frumoase. Mai de voie, mai de obligație, mă duceau la biserică. Mă forțau cumva să spun poezii. A, nu ți-au plăcut întotdeauna? Nu întotdeauna. După aceea am început să... Ai încercat și să mai fentez așa? Da, sigur. Ce a ieșit? Sau? Sigur. A ieșit, dar a ieșit cu bătaie. Da. Ca și... Nu i-ai dat în judecată pe părinți? Nu, că nu era. Nici telefonul era 112. Deci nu era. Astăzi sunt vremurile ciudate, dar... Da. A fost o copilărie frumoasă. Slavă Domnului pentru biserica din glob. Acum ăștia care nu știu pe unde globul Craiovei au lipsă de cultură. Asta e altă treabă. Dar putem să le explicăm. Nu e vorba de Craiova, ci este o localitate frumoasă în, practic, ce? O comună în care se vede. Da, un sat într-o comună. Un sat într-o comună. Da, sat important. Zicem că da. Da, da. Dacă da. Stăm să analizăm lucrurile, e important. Ce ți-aduce aminte frumos din familie și din biserică, așa, dacă te gândești la ceva punctual? Punctual, în biserica din globul Craiovei, lucrurile frumoase au fost cel puțin întâlnirile copiilor și a tinerilor după aceea. Astea erau frumoase. Am avut, cred că și astăzi e liderul de tineret, de atunci și astăzi este, un tip deosebit care știa Că are 80 de ani, nu? Către 50, cred. A, bun, e tânăr, deci dar se pare normal la 50 de ani să te ocupi de tine. Da. Și știa să facă întâlnirile astea frumoase, să-ți placă să te mai duci. Deci chiar poți face dintr-o întâlnire la biserică ceva frumos? Da, sigur. Să te duci cu bucurie. Cu drag. Bine, ducându-te la biserică mai scăpai și de vacă, de oi. Mai scăpai, de multe. Da, mai multe. De obligațiile din familie. Și în casă aveați niște tradiții, ritualuri care nu prea erau negociabile? N-am avut. Cel puțin tata n-a fost un... să zicem, un pocăit din ăsta sever. Ne-a crescut frumos, dar nu a avut reguli. O singură regulă cred că a fost de neîncălcat. Adică banii casei sunt acolo, nu te atingi de ei fără să ne spui. Asta a fost. A, deci voi știați copiii unde e. Toată lumea averea, știa. Astăzi banii, da, știau și hoții. Ori, da? Da, ori fost de o grămadă de ori, deci nu era problemă. Dar era regulă de netrecut. Acolo te duci și trebuie bani, vii, îmi spui, te duci, îți iei și n-ai treabă. Ai pus restul înapoi? Da, dacă mai rămâne rest, dacă nu. De obicei nu prea rămânea. Și nu ți-a trecut niciodată prin cap să mai... Ba, da, o costat. O costat, că era destul de... În principiu ăsta era un tip... Nu se negocia. Nu se negocia. Bun, dar minciuna ce nu mergea. Eugenia... Nu știu ce erau. Abanăm. Apăruse la un moment dat, așa, guma turbo. Viață. Și pentru aia... Mai... Păi bine, și tai că tot devenea turbo când... Turbo voi... când, da, când trebuia să... Da. Bun, Beni, tu pe ce meleaguri? Unde te-ai... Deci eu sunt sălăjan, am crescut în familie de credincioși baptiști, satul Jac, un sat binecuvântat cu... Nu Jac din ăla, de băgat și de scos, da, că tineretul trebuie să... Da. Un sat binecuvântat cu mulți evanghelici și acum și în trecut... Familia noastră și noi, părinții au stabilit câteva reguli, prezența la biserică, sâmbătă seara, duminică dimineața. Bun, și dacă seara, ploua, băi frate. Nu eram departe de biserică, dar nu erau probleme de felul ăsta, dacă plouă nu te duci, nu, atunci nu se discuta așa. Plouă, ninge, asta este, regula e regulă. Da, pe urmă, alte câteva lucruri cu privire la biserică, care tot așa părinții le-au stabilit și în mod special tata. Duminica dimineața noi aveam studiu biblic de la 10 la 11, trebuia să știm pe Dieros versetul de aur, amândoi suntem doi frați, și
pe lângă aceasta, studiul biblic, să știm să-l citim, pentru că frații ne puneau la biserică să citim studiul biblic și din versetul din care îl citeai trebuia să dai câteva explicații ca și tânăr. Și atunci, sâmbătă... Bun, ce vârstă ai în minte când spui tânăr? Păi, începând de la 13 ani, 14 ani, deja frații ne luau la întrebări în biserică. Ce ai înțeles tu din... Așa, public. Public, în față. Era amvon acolo, de o parte stăteau băieții, de o parte fetele, frații stăteau în sală și ne ascultau. Și fratele care mergea la studiu ne lua pe fiecare în parte. Și la final, fiecare trebuia să recite versetul de aur. Și nu, asta nu e mai delicată. N-ai avut niciun frate care să aibă un pic de pică pe tine, să-ți mai bage câte un verset din ăsta? Nu, că frații ne ajutau. Deci frații chiar se bucurau de noi și ne ajutau și frații țineau așa la tineri. Deci nu era ideea ca să te umiliască, e să te ajute. N-am auzit. Ți-a plăcut chestia asta? Pe moment nu, pe moment atunci. Dar acum îmi dau seama că a fost o lecție și o școală bună. Te-a ajutat mult. Și pe mine și pe alți prieteni de-a mei, pentru că de-a lungul timpului chestia asta ne-a ajutat, ne-a imprimat în noi ideea de slujire, de implicare în slujire. S-au ridicat foarte mulți slujitori din biserică, de la noi, și acum pastorul care acolo încearcă să implementeze cu studiul biblic. Ai zis că sunteți doi frați? Da. Ați crescut așa ca îngerii, nu v-ați certat? Nu, ca și frații. Am au înțeleg. Apărut și mai probleme așa mai... N-au știut părinții, dar, tot timpul. Nu. Viața a fost frumoasă de familie, noi am avut o viață frumoasă. Muncit pe calculator? Cu sapa, cu ce era atunci. Tata era zidar, mama la CAP, trebuia să o ajutăm. Bivol prin zonă ceva? Bivol toată viața. Ai călărit vreodată pe bivol? Da. Da? Se e ok? În principiu da, acum depinde și de el. Dacă era unii mai liniștiți, alții nu. Depinde și de bivol și de cel ce îl călărește, da? Da. Tu singurul la părinți sau? Nu, mai am o soră mai mică, da? Cu vreo 3 ani. Da. V-ați împăcat bine? Da. Am avut și avem încă o relație deosebită. Super. Bun, ați crescut în familie de oameni credincioși și ați fost duși la biserică. V-a plăcut, nu v-a plăcut, după asta v-a plăcut. Cum ați luat hotărârea să aveți voi o relație cu Dumnezeu, o relație personală? A fost după vreo 6 ani de pribegie, să zicem, prin lume. Asta s-a întâmplat în timpul liceului și după liceu. Dar, deci ai făcut școala generală acasă? Da, școala generală, liceul la Timișoara. Aha. Și pe la jumatea anilor, adică prin anul 2 de liceu, la final, am luat hotărârea că e mai bine să trăiesc de capul meu, fără Dumnezeu, fără așa. Unde erai? La internat? La gazdă? La internat, la internat. După aceea m-am mutat și în gazdă, dar au fost 6 ani de zbatere, 6 ani de pribegie, 6 ani de chin. Și după 6 ani de zile m-am întâlnit cu soția mea, actuala soție și singura soție, și ne-am căsătorit. Și în timpul căsătoriei, la scurtă vreme, soția se ducea cu mama la biserică. Și am avut discuții în particular cu soția, dar tu n-ai de gând să... niciodată. Te oprești din chestia asta. Da, niciodată n-o să mă pocăiesc și așa mai departe. Și Domnul m-a cercetat în timpul ăsta, în primul an de căsătorie. Și a fost o lucrare deosebită și am zis, nu mai pot să continui așa. Am deja soție, urmează să avem copii, cine știe ce ne rezervă viitorul, dar ca să trăiesc în stilul ăsta cu zbaterea interioară, că știam că trebuie să mă pocăiesc, că dacă nu mă pocăiesc ajung în iad. Deci e frământarea aia, am o învățătură care știu că sigur, e bună. Sigur, am crescut în învățătura asta, știu iad, rai, știu tot ce trebuie, dar în sinea mea îmi spuneam, nu există. Și zbaterea asta m-a dus la un moment dat să zic, nu mai pot, nu mai rezist. Și am capitulat și am spus, Doamne, dacă nu faci ceva cu mine, nu știu ce se întâmplă. Și Domnul s-a îndurat. Mulțumesc Domnului și de bun, atunci frumos, slavă Domnului. Cum ai luat o hotărâre?
Faptul că am fost implicați și părinții și noi ca și tineri în biserică, așa încă din anii de licei m-am alipit așa de lucrarea Domnului, aveam un frate care era lider de tineret, sprijineam lucrarea. Pe de o parte, eram deja aici în Zalău, am început să particip aici la întâlnirile de tineret și eram tot mai alipit și dornic de a face lucrarea Domnului. Deci, dorința asta de a mă implica în lucrare încă au fost din anii de liceu, aveam și la Jac niște frați care ne scoteau foarte mult în misiune, foarte mult ne duceau, frați în vârstă. Mergeam pe jos sau cu bicicletele. Bine, misiune ce însemna atunci? Pe satele în jur. Să te duci la alte sate, biserici, bisericuțe. Deci, biserica din Jac mai avea în jurul ei încă 4-5 sate. Și acum îi un cer de lucrare și frații noștri încă de atunci mergeau și ne luau cu ei. Era bucurie și pentru cei care îi vizitați. Bucurie erau și pentru mai mici. Da, bucurie și pentru voi. Din Jac era la 100 ceva de membri, aici erau puțini, 10-15. Și atunci Dumnezeu așa canaliza lucrurile încât inima mea să bată pentru lucrarea Domnului. Țin minte că am ajuns în armată în Oradea și așa rânduit Dumnezeu lucrurile încât am ajuns în poligonul de tragere lângă Oradea și acolo erau două sate și în amândouă erau biserici baptiste. În fiecare duminică putem merge la biserică pentru că duminica eram liber. Și apoi imediat după armată am ajuns acasă în luna februarie și l-am și căutat pe păstor, simțeam dorința să-l mărturisesc pe Domnul în apa botezului și în vara aia am făcut botezul în apă curgătoare, lângă sat acolo, la intrare în sat era o vale unde acolo am făcut botezul, am fost 8 suflete, tineri și persoane mai în vârstă care l-am mărturisit pe Domnul și încă înainte de botez am luat niște decizii personale cu privire la lucrare, cu privire la curăția mea înaintea Domnului și mulțumesc Domnului că m-am vrednicit și ea. Super! Ai amintit așa întreagăt, dar nu cred că a fost chiar așa de rapid cum ai zis, căsătoria. Cum ți-ai găsit nevasta? Cum ai lămurit-o? Te-a lămurit ea pe tine? Trebuie să ai grijă ce zici, că se uită și ea. Deci, sigur, se uită. Da. A fost, zic eu, planul Domnului, deși eram în lume. Am dus-o la un moment dat cu mașina până într-un sat apropiat. Ea mergea la Herculane, luase trenul din satul respectiv. Ea e tot din zona voastră? Da, sat vecin cu satul meu. Și atunci am cunoscut-o, am discutat anumite lucruri și am stabilit să ne întâlnim. Când putem, când, dacă, pentru o relație mai serioasă. Nu era atâta cu Facebook? Nu era. Abia veniseră telefoanele, nu erau. Și fiindcă era din lume ea, eu din lume, a decurs relația undeva la 6 luni. Și după 6 luni am hotărât împreună că nu merge să mai o lungim. Fiind în lume, mama pocăită, am dus-o numai acasă, așa că cum fac mulți astăzi. Și o rămas șocată mama că da, nu vii spre tine, nu știu ce. Mama ta sau mama mea? Mama mea. Da. Și o rămas la mine în casă. După ce ne-am întors la Domnul, am chemat păstorul să ne binecuvinteze familia și așa mai departe. Dar a fost o conjunctură ciudată pe care poate dacă aș retrăi-o, aș gândi-o altfel. Dar a fost, eu consider că a fost voia Domnului să ne întâlnim, să facem o familie și Domnul lucra la inima ei mai întâi și apoi la inima mea. Asta suntem binecuvântați de Domnul. Frumos, da. Aveți copii? Avem o fată, deja e la liceu, 16 ani. Domnul să binecuvânteze. Băiatul a rămas cu noi aici, fata e la Timișoara, băiatul e cu noi aici, are 10 ani. Trec ani, mă. Uit adeseori în oglindă și nu vine să cred. Încep să albesc. Nu trebuie să te uiți în oglindă neapărat. Da, cu oglinda nu e așa de periculos. E de la o vreme e periculos să te uiți la poze. Da? Că în oglindă te vezi azi, te vezi mâine, nu sunt schimbările chiar așa dramatice. Dacă începi să te uiți pe la poze, sau dacă îți mai spun unii din biserică, știi, frate, ce am văzut caseta de la binecuvântarea mea și continuă acolo să vorbească despre tine, e mai interesant, da? Ei sunt drăguți, că ți-o dau pe direct, știi? Deci nu trebuie să te întrebi ce-o vrut să zic. Da, cât de vreau. Da.
Cum te-ai însurat? Bine, știu că bine te-ai însurat. Bine, dar... slavă Domnului, prin călăuzirea și ajutorul Domnului. Sigur că eu cu soția ne-am cunoscut la întâlnirile de tineret aici la Zalău. Nu erau așa de mulți tineri atunci. Spuneam mai înainte, încă de la liceu veneam la întâlnirile de tineret. După aia, după ce am terminat armata, lucream a 5 Zalău, mergeam la biserică. În felul ăsta ne-am cunoscut. Deci voi la rugăciune închideați ochii, dar încolo erați cu ochii deschiși la tineret. Da. Da, da. Acum ca și oricare. Da, da, am înțeles. Tinerii, nu? Nu știu, doar întreb. Așa, și am început să discutăm, facem planuri de viitor și cu ajutorul Dar ce te-a impresionat la ea? Credincioșia ei. Credincioșia ei m-a impresionat foarte mult. Și ea s-a botezat destul de tânără, dedicată pentru Domnul, pentru lucrarea Domnului, era învățătoare de copii încă din tinerețe și întotdeauna, nu știu, așa Domnul mi-a pus în inimă gândul ăsta, dacă vrei cu adevărat o soție credincioasă, un partener credincios, uită-te la cele persoane care iubesc pe Domnul și acele persoane care iubesc pe Domnul și slujesc pe Domnul și lucrarea Domnului. Și lucrul la care l-am spus și la copiii mei. Și cum i-ai făcut propunerea? N-ai vrea să fii și învățătoarea copiilor mei? Uite, la asta nu m-am gândit. Nu te-ai gândit la chestia asta, da, da. Nu m-am gândit așa. Dar am pus-o așa, mai... Ți-ai pus-o funcționat, asta e. Asta a mers, slavă Domnului, ne-am căsătorit. Bine. Câți ani de căsătorie aveți? Anul acesta am împlinit 30 de ani. Păi, dar la ce vârstă te-ai însurat? Domnul să o binecuvânteze. La 24 de ani. Arată tinerel, totuși. Are nevastă bună. Da. Și voi câți ani de căsătorie? 17, frumos. Mai un pic și faceți majorată. Facem majorată, da. Domnul să vă binecuvânteze. Da? Dacă suntem la capitolul ăsta căsătoriei, nu care interesa pe cineva, dacă ar fi să dai un sfat băieților, ce sfat de-ai da? Ai aici vreo 15 băieți care se gândesc la însurătoare. Sfatul cel mai important, să deschide ochii. Să deschide ochii. Ne uităm în jur, mă uit și așa la apropiați. Foarte multe familii care s-au căsătorit și astăzi poate nu mai sunt. Când ori deschis ochii. Bun, dar ce ai în minte să deschide ochii? Că ei cred adică ochii să... Așa. Ce ar trebui să vadă? Să vadă mai întâi și mai întâi partea spirituală. Să vadă cât e de serioasă cu Dumnezeu. Că frumusețea caracterul... trece, caracterul... Da, lucrurile astea ce țin de spiritual. E greu asta, zic, din perspectiva tinerilor. Sunt convins că e greu. Eu personal, când m-am căsătorit, cum spuneam, nu m-a interesat partea spirituală, că nu eram eu spiritual. Da, da, da. Și atunci n-aș vrea ca alții să treacă prin experiența mea. Și cam asta le spun. Da, asta e mare lucru și să știi, apreciez sinceritatea ta, care, încă o dată, să ne lămurim. Spui, Doamne, am o familie binecuvântată, suntem așa, dar dacă unii cred că tu n-ai plătit un preț pentru neascultarea ta, se înșală. Adică lucrurile se plătesc, sigur. E bine că le plătim aici și nu le plătim dincolo. Da. Și poate aici nu înțeleg ei că dacă vine unul și întreabă, Doamne, tu ai fost perfect. Măi, n-am fost perfect. Păi atunci de ce îmi dai sfaturi mie? Băi, omule, îți dau sfaturi ție, la copilul meu, la... pentru că n-aș vrea să treci prin ce am trecut eu. Tu ești unul din cazurile fericite în care Dumnezeu v-a cercetat și voi v-ați lăsat modelați de vreme în viață. Sunt alții care au o viață de chin, sunt alții care, cum ai zis, nici nu știu că au fost căsătoriți, vai și amar. Deci diavolul chiar i-a rupt în toate direcțiile. Și atunci, normal, nu venim să bravăm, dar nici nu venim să spunem, știți, noi am trecut pe roșu, nu ne-a văzut nimeni, n-am plătit niciun preț. Nu, l-am plătit. Sigur. Mulțumim lui Dumnezeu că am putut să-l plătim și că suntem aici, da? Tu ești tată de fete? Și băiat. Și băiat și fete. Trei fete și un băiat. Oh, super. Înseamnă că e specialist în fete. Da. Ai 12 fete care ar vrea să se mărite ieri. Ce le spui? Da. Același lucru care a spus și la băieți, în primul rând. Corect. Asta îmi place chestia, da. Deci principial. Principial. Deci, un lucru la care eu l-am ținut să-l spun la copiii mei a fost acesta. Când credeți că doriți să... Întemeiați o familie? Întemeiați o familie, când vreți să căutați partenerul de viață, căutați-l în biserică,
și căutați-l pe acela care este gata de slujire. Spuneam și mai înainte lucrul acesta. Eu asta cred. Un om care îl iubește pe Domnul și are teamă de Domnul, omul acela se implică în lucrarea Domnului. Bine, dar tu... Fie că se implică în probleme spirituale sau chiar și în probleme administrative. E foarte important, din punctul meu de vedere, eu asta le-am spus la copii, să vă orientați, să vă rugați ca Domnul să vă scoată înainte un partener de viață care îi implicat în lucrarea Domnului. Bun, dar tu vrei cumva să insinuezi, că noi vorbim despre viața de familie, tu vrei cumva să insinuezi că viața de familie înseamnă slujire și în familie? Neapărat. El o spune pe direct, așa. Neapărat. Da. Cine se teme de Domnul, iubește pe Domnul, acela îl slujește pe Domnul, va sluji în familie și va avea și față de soțul sau de soția teamă de el, va căuta să umble în credincioșie. Cine umblă în credincioșie față de Domnul, va fi credincios și față de soț sau de soție. Aici ți-o pun eu diferit, știi? Asta le spun la oameni. Cel puțin două aspecte vis-a-vis de slujire, de respect, de credincioșie. Zic, tineri dragi, primul lucru, hai să o luăm așa, pământește. Dacă un băiat sau o fată nu-și respectă părinții, nu-și ajută părinții cu tare, da. O să te ajute pe tine, o să te respecte. Aia sunt povești nemuritoare, adică ne îmbătăm cu apă, ce, așa. Al doilea lucru, hai că părinții mai dialogăm, noi mai negociem, că nu-s părinții buni. Băi, omule, dacă în relația cu Dumnezeu, el pretinde că e credincios, că îl cunoaște, și dacă el se joacă în relația cu Dumnezeu, nu este credincios lui Dumnezeu, păi cum să spun, cine nu-i credincios lui Dumnezeu... Nu va fi nici față de partenerul lui. Dar nici nu stă... Deci dacă în relația cu Dumnezeu poate cineva ar sta să se gândească de două, trei ori dacă face ceva sau nu... Păi în relația cu bărbatul sau cu soția nu stă să se gândească niciodată. Adică dacă nici în relația cu Dumnezeu nu ești ce trebuie, da, deci sunt lucruri practice la care ne gândim. Că ai menționat și ați menționat slujirea. Petrică, ai recomanda tinerilor, hai să zic băieților, să se gândească la o slujire, nu neapărat ocazională, o slujire așa mai full time, mai pe viață. Da, e o discuție pe care o avem destul de des la întâlnirile de tineret de la CEHEI și le spun tinerilor, mai ales băieților, că nu există o frumusețe mai mare în viața asta decât să te știi în slujba Domnului. Fie că e vorba de pastorală sau altceva, dar înspre acolo bat, înspre pastorală, să înțeleagă lucrurile. Cu toate frământările pastorale, cu toate problemele, cu toate... Viața e frumoasă când știi că ești în slujba Domnului, când te știi și... Conștiința îți spune, e bine, slujești Domnului și nu-ți mai trebuie nimic altceva. Deci tu pui frumos și greu împreună, greu și frumos? Pentru că, indiferent cât am vrea să spunem, viața de păstor, cel puțin din ăștia 7 ani, nu-i chiar frumoasă, numai frumoasă. Nu există. Bun, dar acolo a fost greutăți. Doar frumoasă exact. Domnului Iisus, exact. Apostolul nimănui. Sau... Nimănui. Dar e bine să știm să îmbinăm greu cu frumosul. Da, pentru că noi oricum suntem într-o luptă spirituală. Sigur. Dar întrebarea mea, oare găsim un domeniu în viață unde e numai frumos? Adică unde e numai bine? Nu cred că există. Deci oriunde, greutăți, necazuri, probleme. Și aici ai mai mult poate mângâierea că măcar le porți de dragul Domnului, le porți pentru Domnul, le porți pentru o cauză nobilă și una veșnică, da? Deci slujirea rămâne. Da. Și nu numai în... domeniul ăsta a slujirii spirituale, duhovnicești. Într-o adunare ai și slujbe pe partea aceasta administrativă. Uitați, ai nevoie de tineri la amplificare, ai nevoie la partea socială de a face lucrările acestea sociale, ai nevoie de a avem biserici misiune, de a-i trimite acolo. Lucrări în afara bisericii, că doar asta... Probleme administrative, de întreținerea unei clădiri. Deci... ideea asta de slujire, cine vrea, e foarte vastă. Deci cine vrea și dorește să se implice de lucru. Apropo, că amândoi ați crescut în biserică, tu până la o vârstă, el așa, cei dinaintea, bătrânii, liderii, cum vreți să zice, slujitorii de atunci, vă foloseau pe cei tineri la lucruri de noi? Da. Deci eu vă spun că
eram 10-12 ani. Pe în satele din jur ne duceam misiune, dar și în problemele administrative. Asta am vrut să spun. Eram tânăr și s-au construit clădirea bisericii la noi. Păi ne-au dus acolo să punem lambriuri, să ajut, să dau la mână, să... orice, la... Când bun, și nu ți-a plăcut? Păi câteodată nu-ți plăcea, că se făceau sâmbăta unele lucrări. La noi era terenul de fotbal, nu era, i-auzeam cum joacă fotbal, tineri acolo strigau și eu să-i dau lambriuri la fratele la mână. Sau... Dar... știți cum mai spuneam și mai înainte, câteodată le faci și din obligație și obligația asta spică bine. Și spică după asta îți dai seama că te-a ajutat. Sincer, vă spun, odată, țin minte că prezbiterul, fratele prezbiter m-a chemat să-l ajut la ceva și am refuzat. Dar nu avem un motiv întemeiat să-l refuz. Dar și acum mă mustră cu geta. Îți pare rău. Îmi pare rău. Da. A fost un om al lui Dumnezeu, prezbiterul bisericii la noi. Frumos, foarte, foarte frumos. Să nu intrăm așa în melancolie. Oare tinerii care cresc sub îngrijirea, sub păstorirea noastră, peste câțiva ani, dacă o să-i întrebe cineva în locul meu, o să zică aceleași lucruri despre noi, că am fost oameni al lui Dumnezeu? Nădejdea și speranța mea e că da. Sperăm să... Sperăm, nădejduim. Nu ne așteptăm nimeni să zică că am sigur, fost perfect. Sigur. Da. Și nici să nu ne facă nimeni statuie. Nu, că marmura-i scumpă. Da. Dar crede. Eu cred că cel puțin tinerii cu care colaborez astăzi la CEHEI sunt oameni deosebiți și au un și anumit respect. Și văd și inima ta. Da, au un anumit respect pe care eu... Auzi, cât de mare ați vedea voi... atât de mult uzata chestia asta cu diferența între generații. Poți lucra cu tinerii dacă nu ești de vârsta lor? Dacă este pocăință, se poate, frate. La mine sau la ei? Nu, la toți. La toți. Pentru că eu consider că și un frate la 70-80 de ani are ce da ceva pentru tineri. Poate nu tot. Pentru că trebuie să li se dea și de asta de altul de 30 de ani sau de o soră de 30 de ani sau de mai în vârstă. Da. Dar așa cum noi, la rândul nostru, și noi trebuie să luăm unele lucruri de la tine. Sigur că da. Pentru că au și ei gândirea lor și cum văd ei informația și informația lor. Cât de importantă e atitudinea cu care mă duc la ei? Foarte important. Sigur. Noi am încercat chestia asta cu generațiile, în urmă cu vreo 2 ani, cred, la CEHEI. Am avut o criză de lider de tineret. Eu oarecum n-am vrut neapărat să mă implic foarte tare în asta și atunci l-am pus la înaintare pe un frate trecut de 60 de ani. Un an de zile o mers cu ei, dar cu metodele alea vechi, cu care am crescut și eu. Citim cuvântul, medităm la el, reținem un singur verset, ca și la studiu biblic altădată. Le-a plăcut și nu le-a prea plăcut. În al doilea an deja au zis, frate, nu mai vrem cu fratele respectiv. Adică a fost bun. A fost bun pentru perioada aia și atunci am înțeles și eu că, da, într-adevăr există totuși o separație. Oricum am vrea noi să o dăm. De la 60 de ani în sus, gândesc diferit, ăștia sub 20 de ani gândesc diferit, deci trebuie să facem cumva. Și de 2 ani am început să mă implic ca și păstor, să fiu eu totuși liderul lor spiritual și altul cu cântările. Și merge bine până în momentul de față, dau slavă Domnului. În general la tineri contează mult cântarea. Contează. Poate zic eu, cel puțin în cazul nostru, poate chiar mai mult decât celelalte, Scriptura. Le place să cânte, dar și dacă au unul cu aparatul, dacă n-au aparat de cântat, orgă sau altceva, mult mai greu am văzut asta. E mai sec. Încerc la fiecare întâlnire să cântăm cel puțin 2 cântări, dar fără o chitară, fără, nu prea merge. Ați avut experiențe vis-a-vis de plecatul tinerilor în tabere, în ceva așa? Le place, nu le place, își doresc? Da, își doresc, dar nu-și mai doresc ca în anii trecuți,
ca și acum, să spun, 15, 20 de ani, 10 ani în urmă. Nu mai e dorința aia. Pentru că ceea ce cred eu, atunci puteau să iasă mai greu din familie, din biserică, din oraș. Și aia care era o ieșire, un eveniment, ceva era special. Era un eveniment atunci să plece, să pregăteau de tabără. Acum, domnule, ce să mă duc în tabără? Că dacă mă duc în tabără, trebuie să mă trezesc dimineața la 7-8, e program, pe când, domnule, vreau să mă duc undeva, dar mă duc în altă țară acum. Iei un bilet, o mașină și ai plecat și așa, pe când te duci în tabără, acolo e program, nu prea convine. Studiu biblic, învață un verset, învață o cântare, domnule, acum mergem la masă. Deci, asta pe de o parte. Pe de altă parte, și faptul că în ultimii ani de zile, familiile bisericilor, în mod special de la oraș, foarte multe își fac concediu în străinătate. Și dacă el se duce cu familia în Grecia sau oriunde în concediu, eu să-l iau să-l duc într-o tabără unde poate iese apă caldă odată. Deci... Păi poate asta e interesant de la o vreme, să mai fie și ei cu păduc, cu ceva, da, nu da, știu, da, nu chiar cu păduc, da, dar cu un dar moroc. Totuși rămân taberele, un loc binecuvântat pentru sufletele lor. Cei care se duc cu sinceritate, poate unii chiar că nu se duc așa, dar acolo e vorba aia, îi prinde Duhul Domnului. Da, mai sunt ei împreună, se mai vorbește la nivelul lor. Da. Bun, asta am văzut cumva, era și o durere a fraților din străinătate care vorbeau despre întâlnirile de pe vremuri, când aveau o conferință anuală, cum veneau cu o mașină mai rablă, nu știu ce. Și cineva spunea fraților, noi atunci astea erau și evenimente biserice și evenimente de familie. Că dacă eram împrăștiați prin toată America sau nu știu pe unde, așa, și nu ne prea vedeam, mai vorbea la un telefon din ăla mai... Acum, zice, noi toată ziua vorbim pe mijloacele astea, da, pe rețelele, da, toată lumea își cunoaște nepoata, își cunoaște... Deci o dispărut chestia asta că mă duc până acolo, că o să mă întâlnesc cu ăla, cu ăla, cu ăla, că toată ziua vorbim, știm că am mâncat macaroane, n-am mâncat macaroane, acum chiar... Și atunci, zice, o dispărut elementul ăsta, pe lângă cel spiritual, vrem, nu vrem, cum ai zis și atunci, cu fiii satului, că au venit, da, da, există bucurie. Bun. Cum o fi viitorul în slujire? Eu îl văd glorios. Biserica lui Hristos rămâne biruitoare. Indiferent de situațiile vremurilor, biserica va rămâne biruitoare. Pentru că El, Hristos, e biruitor. E adevărat. Rămâne pe tron? Rămâne, rămâne pentru totdeauna. A fost și va rămâne pentru totdeauna. Și biserica va fi cu El în slavă. Pe pământ diferă. Mă uit și la vremea în care noi trăim. Acum, recent, nu e chiar așa de mare dorința după oraș, dar e totuși o dorință de a merge spre oraș. Și atunci bisericile la sat oarecum vor suferi probabil în viitor, mă gândesc probabil. Dar gândindu-mă la biserica specific din Cehei, suntem binecuvântați cu orașul Șimleu la câțiva kilometri și oamenii nu prea, adică nu prea se duc mai departe. Puțini aleg Oradea, foarte puțini Cluj. Asta e mare binecuvântare, da, să știți, da, că sunteți printre excepții, da, că de obicei, dacă vorbim așa în cadrul general, bisericile de la țară au copiii până în clasa 8-a, poate și în timpul liceului, dar nu. Dar eu ce le spun colegilor mei care slujesc, că vezi, nu-i plăcut, pregătești oamenii, pregătești copiii, pregătești tinere, pe când te-ai bucura mai mult de ei, au plecat. Au plecat și am spus, băi, mulțumesc lui Dumnezeu că voi sunteți pe peniera pentru alte locuri, da, și dacă se duc în alte locuri și îl iubesc pe Domnul și slujesc pe Domnul, asta este. Unii se duc în țară, unii în străinătate, dar până la urmă mânghierea noastră este că lucrarea lui Dumnezeu e mai mare decât satul nostru, decât biserica noastră. Și dacă îl iubesc pe Domnul și îl slujesc pe Domnul, am fost folositori acolo. Cui ai vrea să dai un sfat și ce sfat, Beni? Cu privire la? Nu știu, la neveste, la bărbați, la colegi, încurajare, sper să nu ne mustri tare, alegeți ce categorie vrei. Și... Deci acum, la partea de lucrare,
lucrare la partea de biserică, dorința mea este ca fiecare dintre noi să privim viitorul cu credința. Sunt câteva experiențe pe care le știu de aici, de la noi, din zonă. Faptul că unele biserici au ajuns jos de tot, din punct de vedere a membrilor, au murit frații, generațiile vechi, cei care au mai rămas, 2, 3, 4, 5, au intrat așa în situații de o depresie, de criză și așa, însă știu că unii dintre ei au rămas încredințați că Domnul va da binecuvântarea și știu câteva biserici care au început să se ridice, în sensul că s-au mutat familii de la oraș în acele localități și te miri cum Dumnezeu a pus la inimă pe unii, pe alții, i-a cercetat și i-a trimis în satele alea și i-a cumpărat case, s-au întors la casele părintești și s-au ridicat. Au început să se mai pocăiască oameni. Și de asta, pe partea asta spirituală, mi-aș dori ca toți să privim cu credință, totul sub controlul lui Dumnezeu. Dacă sunt momente în care bisericile sunt în suferință din punctul ăsta de vedere cu privire la slujitori, că sunt tot mai puțini, cu privire la tinerii, că vorbeam mai înainte, că mai pleacă tinerii, uite asta și pandemia asta, eu mai domolit un pic, pentru că bisericile din orașele mai mici sunt în suferință. Clujul atrage, Oradea atrage, Timișoara atrage și atunci noi din Zalău, din bisericile de la sate, suntem în suferință. Da, uite asta și pandemia asta eu mai domolit un pic și eu cred că Dumnezeu, eu tot așa spun, spus fraților, problema e la noi. Dacă noi vom fi credincioși, noi trebuie să știm că avem de-a face cu un Dumnezeu credincios. Amin. Și El va da binecuvântarea. Super. Amin. Chiar este un gând extraordinar pe final de emisiune să nu privim doar la lucrurile pe care le vedem. Nu ne putem băga degetul în ochi. Deci vedem ce se întâmplă în societate, vedem ce se întâmplă uneori prin biserici, prin familiile noastre. Nu întotdeauna este cel mai plăcut tablou, dar nici nu avem voie să pictăm tabloul acesta doar în culori sumbre, doar în negru. Nu este vorba de noi, este vorba de Dumnezeu, care, așa cum spuneam, este credincios, așa spuneau și colegii mei, El rămâne pe tronul istoriei și biserica este a Lui și planul Lui se va împlini. Biserica trebuie să ajungă înaintea Tatălui, desăvârșită, glorioasă și toți ne bucurăm să ne amintim imaginea aceea extraordinară din Apocalipsa, când biserica este prezentată ca o gloată pe care nu o poate număra nimeni, adică din orice generație, din orice societate, orice vârstă. Asta este nădejdea noastră, nu în bunătatea noastră, ci în bunătatea Lui. Și când noi nu suntem credincioși, Dumnezeu rămâne credincios, dar dacă ne ancorăm de Domnul, dacă ne hrănim din cuvântul Lui și Îl rugăm pe El să ne umple viața, Duhul Lui să ne lumineze, să ne cerceteze, să ne călăuzească, călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos, cu cruce mai mare sau mai mică, trecând și pe la Golgota, câteodată poate trecând și prin grădina mormântului, ne gândim la dimineața învierii. Am vrea să fie speranța aceasta nu doar pentru colegii noștri, nu doar pentru slujitorii din biserică. Am vrea pe cei tineri să vă încurajăm să vă puneți încrederea în Dumnezeu, pentru că El vă iubește și Cel care s-a îndurat de noi și în vremuri în care poate nici noi n-am știut ce se va întâmpla cu viața noastră, am primit lumină, am primit binecuvântare și uite că Dumnezeu a avut milă de noi și am trecut prin lucruri frumoase pe care nu ni le-am imaginat niciodată. Poate că sunteți unii cu mai puțină nădejde de la ora actuală în viața de familie. Să nu disperați. Dumnezeu iubește familia, vă iubește pe voi. În cuvântul lui Dumnezeu există principii, există soluții și dacă îngenunchem și ne smerim înaintea Lui, întotdeauna ne vom ridica puternici, vom rămâne puternici, pentru că este vorba de un Dumnezeu atotputernic care ne iubește, ne însoțește și când nu are soluția, este soluția. Deci Dumnezeu ori este soluția, ori are soluția. Încă o dată vă mulțumim frumos că ați petrecut timpul acesta cu noi. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Încerc mereu să vă readuc aminte că Dumnezeu nu ne binecuvintează, punct, ci Dumnezeu ne binecuvintează având dorința că noi să fim binecuvântare pentru alții. Cu ceea ce primim de la El, să-i binecuvântăm pe alții.
Întăriți relația cu Dumnezeu. În cazul în care nu aveți o relație personală cu Dumnezeu, începeți-o astăzi, cât mai curând, este extraordinar. Și apoi, în credincioșie, până la capăt, rămânem lângă El, îl iubim pe El. Încă o dată mulțumim celor care ne ajută să ajungem în casele voastre. Rugați-vă pentru cei care ne filmează, pentru cei care editează materialul, îl transmit și haideți să căutăm o noapte liniștită, o viață liniștită, dar mai ales o veșnicie liniștită și binecuvântată în Împărăția Glorioasă.